Ne ho tanti. Manca una da sopra. Lascia, ma è passato un po' Sì. tempo. Sì, un po' ti è mancata con gli unitati. Cosa si cinge? Dammi la cuttor, cornelle sungata. Oh, e guardate che sono di... Unitati. Acum o să-l punem pe masă, nu o să Pe sora delucru. puțină făină. Îl întindem și îl răsucim așa. Acum o să-l facem bucățele, o să-l tăiem bucățele. Și o să tăiem așa bucățele mici. Și apoi o să le întindem pe fiecare. Așa. Și acum o să luăm fiecare bucățică și o să tragem capetele în jos, ia uitați. Și o să facem câte o biluță. Presurăm cu puțină făină și le așezăm așa. Ducem capetele de desubt. Apoi răsucim. Și am format. Și facem așa până le terminăm pe toate. Așa. Și punem. Și acum o luăm pe ultima. Și o să avem. Avem 8, 10, 11 biluțe. Și o să avem 11 straturi. O să întindem pe fiecare câte o foaie. Ia uitați. Așa. Și o să luăm o biluță și o să întindem câte o foaie. Avem biluță. Apăsăm și o să întindem o foiță. Așa. Și fiecare foiță, pe fiecare foiță o să adăugăm un pic de unt. O să luăm așa câte puțin și o să punem pe fiecare. Pe toată suprafața. Mai luăm puțin. Așa. Acum o luăm și o dăm deoparte. O punem aici. Și luăm a doua făiță și o întindem. Și așa procedăm cu toate. Întindem.
stindem bine și acum o luăm și o așezăm peste cealaltă deasupra aici. Ia uitați, așa. Una peste cealaltă. Acum o să întindem puțin unt și aici. Așa. Și continuăm așa până le terminăm pe toate. Acum, după ce am întins, vedeți, am pus straturi unul peste celălalt cu unt în interior. Și continuăm până le terminăm. Mai punem unt. Untul este la temperatura camerei, este moale. Așa, întindem bine. Aici am avut 125 de grame de unt, vedeți? Și nu l-am pus pe tot. Așa. Am uns bine. Acum o să mai punem încă una deasupra. Așa, mai apăsăm puțin. Punem unt. Ia uitați, luăm așa untul moale de aici. Și punem peste. Și întindem bine pe toată suprafața. Așa. După ce am întins bine, avem ultimul disc și o să acoperim. Apăsăm puțin și acum o să punem totul pe o farfurie. Puteți pune totul direct pe o farfurie să începeți. Așa, apăsăm puțin. Acum o să acoperim și o să dăm la frigider până se întărește untul. Cam o oră o să lăsăm. Și după aceea o să întindem din nou. Acum dăm la frigider. Am scos din frigider. Uitați, au crescut puțin. Acum o să punem puțină făină. Și o să le punem, o să le luăm de aici, o să le punem pe masă. Și o să întindem încet, încet. Presurăm puțină făinuță să nu se lipească sucitorul și o să întindem încet. Bine. Am întins bine și acum o să tăiem să facem cornulețe. O să le facem simple și pot fi mâncate cu dulceață, cu ciocolată, cu cremă de ciocolată, cu cremă de patiserie, cu ce vă place. Și o să le răsucim. Eu am să
Tai puțin aici, pe mijloc. Puțin, puțin. Și acum am să trag. Ia uitați, am să trag așa. Și încet, încet am să răsucesc. Ia uitați. Am să răsucesc bine. Ia uitați. Acesta este cornulețul. Și am să-l pun într-o tavă. Și o să-i lăsăm să crească. Acum să-i facem pe toți. Uitați. Tragem. Și tragem. Tragem și răsucim. Ia uitați. Și punem în tavă. Așezăm aici unul lângă celălalt. Și facem până terminăm. Acesta este ultimul. Lăsăm la crescut. O să acoperim cu un... Cornurile au crescut. Și acum cu un gălbenuș cu puțin lapte, l-amestecăm și o să ungem pe fiecare. Le ungem bine și le dăm la cuptor la 180 de grade. Circa 20 de minute, 25. O să le încercăm cu scobitoare să vedem dacă sunt gata. Dăm la cuptor, cornurile sunt gata. Ia uitați că